Mai multe detalii la pauză. Acum să înceapă meciul. Dau legătura colegilor mei în studio. Frățică Dobre, Gușter Domozină, mă auziți? Că intrăm acum, da. Da, 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 te auzim, Coptiești tu cal. Mulțumim pentru preluarea legăturii. Islanda, România, doamnelor și domnilor, Frățică Dobre și... Gușter Domozină, bun găsit la un meci istoric. Un meci cât o... cât un amical, cât o necalificare, poate să vedem, dar nu, nu, avem încredere în băieții noștri, în lupii dacici, în daci liberi, avem încredere în ei că vom duce această misiune la capăt, o vom îndeplini cu succes. Să ascultăm acum imnul Islandei. Nu vreau să ascult acest imn. Este un imn barbar, un imn viking. Acești oameni nu sunt creștini și iubitori de Dumnezeu. Nu mă interesează. Eu am vorbit peste imnul lor. Să le-o dau la papa. Barbarii de tiran, ori moarte strigă toți. Da, da, ăsta este adevăratul imn. Hai, Gușter Domozină, și tu. Da, într-adevăr este un imn frumos care inspiră, inspiră credință, putere de luptă. Altfel mergi la bătălie cu... da, mă rog. Avem cele două formații, ăștia joacă cu niște loser, niște pescari, niște ce-am pictați din ăștia. Islanda nici n-are rost să-i menționăm. Sigurdsson, o groază de Sigurdsson, că o să... urmărităm son această partidă împreună și să sperăm son că totul va avea un final fericit. Iată-l pe Armin Van Buuren, acest Armin Van Buuren al Islandei, își seamănă foarte bine. Stau și băieții la poză de grup. Așa, boss, țineți-vă unul de altul acolo. Trebuie să menționez că Mirel Rădoi a decis să joace azi doar cu atacanți. Da, jos vedeți rezervele, în poartă Tătărușanu, pe linia de fund Budescu, Cicâldău, Deac. La mijloc, la 3-4-3 clasic, atacant Keșeru, Alibec, Pușcaș și Stanciu, și în atac jucăm cu Mitriță, Hagi și nu mai știu, era un băiat pe acolo, Deac. Începe Islanda destul de în forță. Eu am încredere, încă o dată spun, Gușter Domozină. Hopa, hopa, ce se întâmplă? No, a fost un foc de paie. Atacantul islandez a vrut și el să demonstreze că ce? Ete Fleoșc, a dat și el un șut la poartă, dar nu văd să fi fost un pericol. De altfel, echipa aceasta întreagă nu este un pericol pentru noi. Să-ți dea Dumnezeu gândul cel bun și să ai gură de aur, mâncați-aș temperatura ta. Haldorsson prinde acum după un fail, așa, o minge pe care a primit-o cadou. Sigurdsson aproape de centrul terenului, merge mingea la Bodvarsson. Sigurdsson, acest jucător este teoretic de urmărit, dar el joacă într-un campionat nașpa pe unde au... Oh! Doamne! Doamne! Acolo a fost Colin Popescu Tătărușanu care a salvat această minge. Nu! Nu, 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 nu! Ăsta a fost offside. S-a văzut... Nu da din mână, măi, derbedeule! A fost offside, se vede, uite! Ho-ho! Aveai loc să întorci căruța acolo, în spațiul ăla, cât a fost offside. În fine... Degajează Călin Popescu Tătărușanu până la nimeni. Băieții noștri, trebuie să recunoaștem, nu au început prea bine, dar Pușcaș, iată, Pușcaș repliază pentru Hagi, un lung de linie frumos. Hagi este în careu. Wow! Wow, ce aproape de poartă a mers această minge. Ia priviți. Ia să privim împreună reluarea. Oh, nu. Stați puțin. Asta este reluarea lui Gudmundsson, nu? Parcă... Da, da, cea din minutul 3-4, nu știu cât a fost. Se pare că operatorii de imagine au găsit, cei din regie au găsit destul de periculoasă această lovitură, să zic. Nu știu, că a fost așa, o lumânare. În fine, Bodvarsson, Sigurdsson este acum la balon. Doamne, doamne, ce noroc avem cu Tătărușanu. Care, cred că colțul acela este de urmărit. În stânga porții lui Tătărușanu acolo. Oh, și uite, yeah! Bine, bă, este! Hai, băieții! Plin de energie Tătărușanu. Trebuie să urmărească acest colț. Acea parte stângă a lui nu arată bine, este mereu descoperită. Și acolo trebuie să fie pe fază tot timpul, pentru că s-ar putea marca cine știe când. Oh, 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 doamne, dar ce văd! Doamne! Gușter Domozină, pușcă-mi-o palmă pe stoc.
De ce ți-am dat o palmă peste ochi? Au, mai încet! Ce s-a întâmplat? Nu vine să cred, ce se întâmplă? Este chiar 1-0! Și vedeți? Vedeți ce vizionar este frățică Dobre în persoana mea? Da, ai dreptate, chiar acum un minut spuneai, iată, trebuie, tătărușanul trebuie să fie atent la acea parte, la acel colț din stânga porții lui. Ei, ce să spun, da, nu cred că e timpul încă să ne alarmăm, mai sunt minute bune de jucat. Da, da, încă n-o pleca baba cu colacii, cum s-ar spune. Victoria este noastră, băieți! Calificarea este pe buzele tuturor românilor, atât cei de acasă, cât și cei din tribune. Nu-mi place ce văd! Nu-mi place ce văd! De ce? De ce? Doamne! Închide puțin microfonul, Gușter Domozină! De ce? Vrei să spui ceva trivial? Da, vreau! Vreau să înjur! Doamne! Cum cred că fac toți românii. Și cum s-a micționat acest Sigurdsson pe apărarea noastră, Doamne, uite, a pătruns atât de facil pe acolo și a găsit culoarul de data asta în dreapta lui Tătărușanu. Sper să ne revenim, sper să ne revenim din acest șoc. Este un șoc, au început prea bine islandezii. Cine sunt băieții ăștia? Nici n-am auzit de ei. Acum trebuie să menționăm, Sigurdsson joacă în Anglia, undeva la o echipă insipidă din asta, nu știu, Everton. Nu știu, cred că e la fundul clasamentului, parcă, da, neimportant. Totuși este o echipă din Anglia. Poate fi o echipă din America, băi. Acolo fiind iarăși un campionat semi-important, așa, da. Mă rog, ai noștri încep să-și revină, dar iată-l pe Botvarsson. Ho, 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 băi, băiete. Mai ce, Sigurdsson? Acolo, Tătărușanu! Da, da, bine, Tătărușanu, dar mă întreb acum. Știi ce mă întrebă, Gușter Domozină? Ia ghici. Da, te întreb cât va mai dura acest asalt nesimțit al islandezilor. Exact, păi cine dracu se crede ăștia, frate? Că suntem la ei acasă și că ce, vai, au fani în tribune. Da, mă, ăsta, înțelegi, mă doare în șpiț. Iată, cicl dău 0, Sigurdsson 5, șuturi la poartă. Ce dacă au oameni în tribune? Recuperați, băi băieți, așa, hai, pe contraatac. Hagi, Bjarnason acolo, cheșerul nu reușește să treacă de el. Mingea merge la Gudmundsson, care trage și el ușut pe poartă, dar asta chiar nu e. Am impresia că islandezii încep să facă un joc de ăsta de a futu spomana, mi se pare. Iată, șut, Botvarsson! Wow, Doamne, nu cred că mai revin. Direct sapă în groapa, Gușter Domozină. Eu spun să ai răbdare, să ai răbdare, frățică Dobre, sunt sigur că Mirel Rădoi pregătește ceva genial la pauză, așa cum a fost genială, de exemplu, alegerea pentru începutul partidei cu 10 atacanți, mă rog, 8 atacanți și vreo 2 mijlocași. Mă bucur totuși că nu l-a băgat și pe Tătărușanu în atac, avem nevoie de cineva și în poartă. Dar cred că Mirel Rădoi, am încredere că Mirel Rădoi va face alegerea potrivită și la pauză va face o strategie cu care să-i punem în fund pe acești nesimțiți, care ei, nu știu, foarte înfumurați, ai observat? Tocmai ce spuneam acum 3 minute, foarte, foarte îngânfați, vai, suntem la noi acasă, look at me, avem publicul nostru, care public, bă, băiatule, că e digital, hai, Hagi, nu, așa, revenim. Care public? Că e public digital și dacă vă uitați cu atenție printre, mă rog, prin galeria, așa zisă, digitală a României, o să vedeți și câțiva oameni de culoare care, mă rog, nu prea sunt întâlniți la noi în țară și dacă sunt întâlniți, nu văd să fie suporteri ai naționalei. Mă rog, pentru diversitate, cred că cei de la digitalizarea tribunei au optat pentru această variantă. În fine, este minutul 40, se apropie pauza și încep deja să mătur cu frunzele de la morcov. Nu te gândi la nas, Gușter Domozină? Ești un drăguț, dar ți-am spus, eu am încredere în Cehov. Ia uite, uite și acel... Acest șut mergea direct sub bară și Tătărușan încă o dată pare că le spune băieților: hai mă băieți, hai pe ei măi, on them, on their mother măi, cum ar veni. Foarte grele momente sunt cele prin care trece naționala noastră. Da,
Da, dar ne vom reveni. Ne vom reveni, am încredere, pentru că, iată, Hagi vrea să plece singur pe contraatac. Nu este încă soluția bună, dar pauza va fi un sfetnic bun. Adică Mirel Rădoi, iată, ăștia vor să încheie în forță cu un șut pe poartă. Tătărușanu ar trebui să tragă de timp, să plecăm cu avantaj de minus 3 goluri la pauză. Dar nu a tras de timp. Este clar că echipa... Ho! Bă, băiete, bă! Unde te crezi, mă? Cine crezi că e Maradona? Doamne, ce ne-ai simțit? Unde a tras el din voleu de acolo? Ce crezi tu că ești, măi? Și este pauză. Pauză în care profităm de acest moment de liniște, să ne liniștim. Sper că Mirel Rădoi va fi genial la pauză și va introduce niște reguli noi. Pentru deocamdată publicitate. Publicitate. Mai facem și noi un ban. Hai să-i drojdim. Eneba.com este un nou marketplace pentru gaming cu peste 10.000 de produse și o librărie care se extinde în fiecare zi. Pe Eneba.com găsești cele mai bune prețuri la orice joc, nou sau vechi, pentru PC, Xbox, PlayStation sau Nintendo, gift card-uri și game points. Cu un scor excelent pe Trustpilot, nu vei avea nicio problemă cu jocurile, mai ales că Eneba.com oferă suport live 24/7 pentru a-ți rezolva orice nelămurire. Folosește codul FRĂȚICĂ pentru a primi 3% reducere. Găsiți linkurile în descrierea clipului. Și acum, înapoi la meci! Publicitate. Mai facem și noi un ban. Hai să-i drojdim. S-a spus, mă, nu mă mai întrerupe în timpul meciului, că să mor eu. Oh, da, am revenit. Începem, o mare schimbare s-a produs la pauză, Hagi! Oh, iată, deja de la prima minge se simte că băieții s-au revergonat, nu? Ce spui cu ștergi, domozile? La zi și tu ceva, domnule, ajută-mă aici. Da, eu am observat că nu s-au produs modificări, dar cred că Mirel Rădoi a schimbat strategia. Așa am impresia, este joacă pe ultra attacking, un 3-4-3 super, super ofensiv. Să vedem dacă va da roade. Eu zic că va da roade, dar nu așa faultând la centrul terenului, pe acolo, în zona asta, ca să le dăm lor posibilitatea de a mai avea o minge. Sigur, Tătărușanu este acolo ca un stâlp al Naționalei, nu te poți pune cu el. Bine, s-au putut pune 3 goluri, dar n-a fost vina lui, ai observat și tu. Într-adevăr, plecăm acum cu Pușcaș pe un fel de contraatac care este un atac. Mitriță, hai cu o centrare, bă, băiete! Oh, ca la școală! Ca la școală! Pa, 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 pa! Ca la școală! Pa, 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 pa! Hagi! Yanis Hagi! Doamne, copilul ăsta, tata, să observi! Domnule, cum a știut să vină acolo, iată, ca în curtea școlii, pasă frumos printre adversari. Genial! Bravo! Bravo, Hanis Yagi! Începem bine această repriză, asta este cel mai important. Doamne, Dumnezeule, dacă ne auzi, dă-i dracu de vikingi, ajută-le pe noi, că noi suntem creștini români. Weekendul ăsta se merge la moaște. Am făcut scandal pentru tine, Yanis Hagi. Șut pe poartă, wow! Skúlason a fost depășit și portarul era să fie depășit, Halldórsson. Iată, pe lângă Skúlason. Oh, Doamne, unde putea fi această minge? Calificare scria pe ea. Trebuie să egalăm. Coman! Șut pe poartă, Halldórsson respinge. Doamne, o să fac infart imediat. Te rog, ia-mi tensiunea, Gușter Domozină. Poate am să-ți iau la finalul meciului. Deocamdată Yanis Hagi este fața porții și... Yanis Hagi! Așa se joacă, mai băieți! Așa se joacă! Ați văzut? Cine este, domnule, Islanda asta de crede că se poate pune cu noi, cu România, care am fost mai de mult la un pas de a lua finala campionatului mondial? În fine, mă ia puțin valul acum, dăm voie să mă liniștesc o secundă. Tot Yanis Hagi la balon acum. Cheșerul parcă așteaptă să-i paseze lui Hagi. Știe că Hagi... Mitriță! Hai, Mitriță! Ce-a fost asta, mai derbedeule? Așa te învață acolo în America, mai ne-ai merit.
Nu că nu vreau să-l denigrez, este totuși un jucător bun, dar ce-a făcut acolo, Doamne? S-a intimidat, cred că Mitriță, dacă mă întreb pe mine, nu se aștepta să primească acel balon și știi cum sunt românii în fața porții? Oh, ce să fac cu ea? Hagi! Oh! 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 Doamne, măicuță, Doamne, precistă, mulțumim, Iisuse Hristoase, Doamne, Dumnezeul meu! 3-3, ți-am spus! Ce ți-am spus la pauză? Ce ți-am spus pe toată durata pauzei, frățică Dobre? Este adevărat! Mi-ai spus, frățică, citez, frățică Dobre, stai liniștit, intră Hagi, îi ticură pătăți, schimbă rădoi, strategia la pauză, jucăm cu toți atacanții, practic jucăm pe un sistem 0-0-10 în acest moment, observi? Da, toată lumea contribuie la golurile naționale și primul pas a fost făcut, 3-3, cel mai important este că i-am egalat, pentru moment. De acum încolo, doar Dumnezeu ne poate ajuta să mergem mai departe și să ne calificăm la Euro 2020. Budescu! Pentru Hagi, dar mă tem că a fost offside. Schimbare, încep, vezi, încep să se... să facă ăștia puțin căchiță pe ei de frică. Le tremură chiloții islandezilor. Au simțit că e momentul să facă schimbări. Au început să facă schimbări pentru că știu că sfârșitul e aproape. Ei, săraci, speră că vor mai marca. Dar când îl ai pe Mitriță în fața balonului... Wow, de la vreo 20 și ceva de metri, șut care doar zeulilor viking, oricine ar fi, Odin ăsta, din Valhalla, băieții ăștia, nu știu, așa, l-a ajutat pe Haldarsson să rețină, să respingă acest balon. Alibek! Oh, Denis Alibek! 4-3! Ei, cine râde acum? Eh? Cine râde acum? Noi râdem. Hai să râdem, frățică Dobre. O zi extraordinară, o seară excepțională, 4-3 pentru România. Tabela arată 3-4 în acest moment. Semn că băieții noștri și-au găsit drumul. De prin cluburi, de pe unde au putut ei să vină, băieții noștri și-au găsit drumul. Pacea interioară, cred că s-au rugat la pauză. Da, primesc acum informații de la Coptil Ștucan, mă auzi? Da, vă aud! Sunt pregătit să confirm într-adevăr că la pauză ce s-a întâmplat? Stai puțin! Oh, Cipri Tăiac! Trăiască Dejul! 3-5! Conducem cu 2 goluri! Da! Deja nici nu mai par așa de importante! Da, l-ai încă întrerupt pe Coptil Ștucan. Te rugăm, Coptil Ștucan! Da, deci... pot să confirm oficial că la pauză a fost adusă racla cu moaște a Sfintei Parascheva, care trebuia să fie în acest weekend la Iași undeva. Nu va mai fi la Iași, este aici, în Islanda. S-a produs, poate pentru ei, o blasfemie, dar pentru noi este o binecuvântare. Hai, România, hai, băieți! Ai văzut? Ai văzut ce se întâmplă dacă te târăști puțin pe sub raclă? Pupi acolo niște oase, se întoarce soarta în favoarea ta? Budescu, un atac pentru Cipri Tăiac! Hai, Cipri Tăiac! Marcă! Marcă, Cipri Tăiac! Hop, flic, flac, flic, flac! 3-6! Nimic nu ne mai poate opri din a sărbători împreună această calificare! Oh, Doamne, sper că nu mă aude nevastă mea acum la televizor, că nu mai primesc nimic în seara asta. Eu cred că și ea este un bun creștin și se uită la meciurile naționalei. Recuperează acolo Pușcaș, Budescu pleacă în atac împreună cu Pușcaș, este și Hagi pe acolo. Nu știu dacă... Opa, Budescu și Teac! Doamne, Doamne, ce șansă am avut! Putea fi 3-7, dar eu zic că 3-6 este suficient. Ne-au condus cu 3 goluri la pauză, noi conducem cu 3 goluri la final, eh? N-acum, îi șmechere! Nici nu cred că sperau România așa ceva. Mă rog, ne jucăm în careu pentru că ne permitem în acest moment. Deac în fața careului Budescu! Wow, maiculiță, Doamne! Marchează și Budescu și cred că se închide tabela, doamnelor și domnilor. S-a furat mireasa. Mulțumim, Ginerică, felicitări pentru acest gol.
Doamne, doamne, ce seară, nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred. Este unul din cele mai bune meciuri făcute de Naționala României vreodată. Cum am bătut noi Germania mai demult cu 4-1? Uite așa le-am dat-o și ăstora. Direct la miezuc, acolo, direct la șoșoacă. Oh, doamne, ar trebui să mă opresc din comentat, dar nu. Stanciu pleacă pe contraatac, oare vrem mai mult? Se pare că vrem mai mult, dar nu putem. Minutul 89, calificarea este aproape. Mai sunt doar câteva minute, le cer băieților noștri, oficial, să nu atace acest meci la CCR, pentru că îl câștigăm. Hai, Cicâldău recuperează, se poate 8-3, poate, nu știu. Iese acolo Tătărușanu, iată ce viteaz, vrea să contribuie și el la victoria naționalei. Pleacă precum un nebun pe contraatac. Hai, Tătărușanu, dai cu pasa aia, hai, băiete. Oh, calificare! România, România! Ole, ole, ole! Ianis Hagi, omul meciului, îți mulțumim, Doamne! Nu, stai, mulțumim Sfântă Parascheva pentru această calificare! Iată câteva dintre highlight-urile acestui meci. 3-7, România merge la Euro 2020. Ca să citesc pe cineva celebru, acum tot ce mai trebuie este să facem stația aia de autobuz, tramvai, metrou sau ce dracu, ca să meargă oamenii de la aeroport direct la stadion. Fanii care vor veni de prin lume, vor veni cu toții acasă în București să vadă meciurile naționale. Și sigur, metrou din drumul taberei gata, mai trebuie metrou de la aeroport. Vă mulțumim! Noapte bună! Dumnezeu să binecuvânteze România! Doamne ajută! Mulțumim! Sănătate! Wow! Ok!